spune profesor Mircea Diaconu, ministru culturii și patrimoniului statului, stimați membri ai Parlamentului României și stimați membri ai corpului diplomatic acreditat în România, onorat și distins auditoriu. Participăm astăzi. From the Romanian government, Honorable Deputy Minister from Kazakhstan Ministry of Foreign Affairs, esteemed representatives from the diplomatic corps accredited in Romania, honorable and distinguished audience. We have gathered today in an academic and diplomatic symposium entitled clearly Romania-Kazakhstan, 20 years of diplomatic relations, a strategic partnership. In order to analyze the destiny of Romania and Kazakhstan relations that have reached up to 20 years of bilateral level of strength and acknowledgement, supporting the same strategic partnership. 20 de ani, într-adevăr, s-a realizat transformarea unei relații diplomatice într-un adevărat parteneriat strategic și precizez, așa cum a spus mai înainte domnul Șara, că este și singurul pe care țara noastră îl are în regiunea Asiei Centrale. 20 de ani de relații diplomatice este o vârstă a tinereții la scara istoriei regionale sau mondiale. Dar în viața unui om acoperă aproape intervalul de creație și activitate pe care ne place să-l numim o generație. As previously mentioned, this is the only strategic... Această generație a văzut și a trăit multe evenimente. De la prăbușirea lagărului comunist, a fostului Imperiu Sovietic, apariția statelor independente pe teritoriul fostei Uniunii Sovietice, până la fenomenul construcției europene, aceste două decenii au schimbat fața lumii într-un mod care părea improbabil în anii 1988-1989. This generation has been witnessed from... În momentul în care am preluat mandatul de președinte al României, prima alternanță democratică din istoria României, în 1996, am privit relația cu Kazahstan din prisma considerentelor geopolitice și economice și al ideii de a reface un traseu istoric exemplar și mai ales spiritul care a însuflețit odinioară pe constructorii drumului Matas. The moment when I took the pathway with the same spirit that once animated the workers on the Silk Route. Pe acest vechi drum al și legendar drum al Mătăsii, care era un drum al ideilor, un drum al posibil în nebun mediu, putea să devină o realitate și în acel timp mai nou, grație unor legături care se puteau reconstrui, în special la nivelul lucrurilor de stat. Această idee care a apărut mai întâi în întâlnirile între președintele Demirel al Turciei, între președintele Shevardnadze al Georgiei, președintele Aliyev, la diferite conferințe, sigur, și conferințele NATO, Parteneriatul pentru Pace, marea summitul de la Washington, în alte conferințe, dar și în relațiile bilaterale. Kazahstanul a înțeles foarte bine rolul proiectului Traceca, sprijinul pe care îl poate acorda energetic zonei din Europa Centrală, în care România face parte, în zona Marea Neagră Dunăre, și mai mult decât atâta, interesul pe care poate să-l prezinte pentru Kazahstan, întărirea relațiilor cu Europa Centrală, pentru care România reprezentat s-a constituit ca o poartă de intrare. Evoluțiile ulterioare au confirmat valabilitatea acestei strategii politice pe termen. De la acele decizii diplomatice importante care au devenit o dorință a Kazahstanului de integrare la nivel regional, continental și internațional, putem aprecia rolul stabilizator și creator pe care această densă activitate diplomatică a Kazahstanului l-a avut în construcția stabilității în această regiune. To
terminarea mandatului meu de președinte, conștient de responsabilitatea care îmi revine în societatea civilă pe plan intern, pe plan internațional, am continuat să sprijin atât agenda bilaterală de cooperare dintre România și Kazahstan, cât și acest rol de stabilitate pe care Kazahstanul joacă și poate juca eficient în continuare, pe, cum spuneam, pe plan regional, dar cu influență pe planul stabilității mondiale. Even after finishing my mandate, I am totally aware of